Noi probleme la podul din Brăila, o porțiune de asfalt de la una din rampele podului s-a lăsat, iar carosabilul a suferit tasări în zona rampei, care au ajuns până la 15 cm. Constructorul a încercat să remedieze situația și a turnat mai multe straturi de asfalt peste porțiunea afectată, însă fără succes. Reprezentanții CNIR au anunțat că problema va fi remediată pe banii și timpul constructorului. Au trecut mai bine de 6 luni de când circulația rutieră a fost deschisă pe podul de la Brăila, însă problemele continuă să apară. În imaginile surprinse de șofer se vede clar porțiunea rampei care s-a lăsat și peste care au fost turnate mai multe straturi de asfalt pentru nivelarea carosabilului, însă care n-au avut succes în rezolvarea problemei. S-au produs tasări de aproximativ 10-15 cm. CNIR a anunțat că 40 de piloni trebuie forați pentru stabilizarea podului și a declarat că recepția lucrărilor se va face doar după ce vor fi îndeplinite toate standardele de calitate menționate în contract. Termenul pentru realizarea acestei operațiuni este de 3-4 luni, iar lucrările se vor face din banii și timpul propriu al constructorului. Reprezentanții CNIR spun că această problemă este una majoră deoarece pune în pericol siguranța traficului rutier. Spre exemplu, șoferii care circulă cu o viteză de peste 80 de km pe oră ar putea pierde controlul mașinilor din cauza denivelărilor. Toate aceste probleme care au apărut de-a lungul timpului de la inaugurare au întârziat și recepția acestuia. Deși lucrările trebuiau să fie gata încă de la finalul lui 2023, macaralele încă se află pe pod, iar drumurile de legătură nu sunt nici ele gata în totalitate. Și suntem acum în legătură telefonică directă cu Ștefan Edveș, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre. Bun găsit, Ștefan! Română, bună seara. Și noi avem pretenții ca acest pod să ne țină ani de zile, 10 de ani dacă se poate, nu? Nu, noi avem pretenția ca acest pod să țină până la finalul acestui an, fiind alegeri, știi bine că sunt 4-5 runde de alegeri și din ce îmi dau seama, acești 30-40 de piloni turnați în perioada următoare, 3-4 luni, practic până undeva după alegerile locale și europarlamentare. Ei se roagă să nu închidă traficul în perioada următoare, pentru că în momentul de față este pus în pericol traficul, doamnă. Nu mai vorbim despre șuruburi. Ți-amintești? Am prezentat în emisiune, în premieră, un șurub. Eu, noi, pe unul, am avut un șurub de la Brăila. Bun, după șuruburile acelea, dacă ți amintești, au numărat 100.000 de șuruburi. Irina, 2 zile, 3, au numărat 100.000 de șuruburi, din care 401 erau slăbite, deșurubate, dacă ți amintești cifrele astea. Bun, imaginează-ți că după șuruburile acelea, asfaltul a fost prezat de 2 sau 3 ori până acum. Deci asfaltul, și specialiștii ne-au spus că asfaltul este cea mai mică problemă, pentru că ce podul în momentul de față, mai pe românești, așa, să înțeleagă oamenii din toată țara, podul se scufundă, podul se lasă, ca să înțeleagă oamenii. Înțelegeți cât de gravă este situația la acest pod? CNIR ușor, ușor recunoaște problemele grave pe care noi le-am semnalat, Irina. Noi am spus că sunt problemele acestea grave la acest pod, cea mai mare lucrare de infrastructură din România din 1990 încoace. Cel mai, dacă îți amintești, îl comparam Golden Gate cu... Podul acesta a fost Claudiu Hanis, a fost lipsea Patriarhul României de la inaugurarea acestui pod. Ei, în contextul de față, CNIR, Ministerul Transporturilor, începe, oamenii ăștia de la transporturi încep să recunoască că acest pod are probleme grave, pentru că podul se lasă. E un risc să urce pe pod? Pentru că ei tot toarnă asfalt și podul se tot lasă. Bașca stânga-dreapta încearcă să toarne acei piloni de beton 30-40 în încercarea de a susține podul. Practic îi pune proptele, ca să înțeleagă lumea în contextul. Deci ce se poate face? Închidem podul cu totul? Ne facem că n-a existat? Sau așteptăm, Doamne ferește, o tragedie? Aproape 1 miliard de euro, imaginează să-ți dea și ție cine ai rău, ție 1 miliard de euro, să faci un pod de 1 kilometru peste Dunăre, cred că ai vrea, nu? Și cred că l-ai face corect.
în banii ăștia. Imaginează-ți că noi am plătit aproape 1 miliard de euro, am primit un pod, după cum vezi, mai puțin bine construit și CNAIR ușor, ușor recunoaște că traficul este pus în pericol. Vom vedea în următoarea perioadă ce restricții se impun. Noi vom filma să vedem exact ce se întâmplă și exact în următoarea perioadă cum vor sta lucrurile acolo, pentru că ușor, ușor nu vorbim de o denivelare de un centimetru sau doi. Imaginează-ți 15 centimetri. Imaginează-ți 5 până acum. Gândește-te de la inaugurare 6 iulie, mi-amintesc, da, până astăzi. Da, podul și se lasă, practic. Despre asta este podul vorba. Podul se lasă în continuare pentru că există probleme. Podul, ușor, ușor, dacă stăm bine și ne gândim, noi am spus că există probleme la fundație, există probleme legate de anumite infiltrații și așa mai departe. Vom vedea în următoarea perioadă, Doamne ajută, oamenii își fac cruce în fiecare seară la transportul nostru, Doamne ajută acest pod să funcționeze până la finalul anului 2024. Că îl închidem după aceea, Doamne ajută. Da, Doamne ajută și Doamne ferește. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, Ștefan Edveș, în legătură telefonică. Mergem mai departe.